criminale, respectiv compartimentul de urmărit, aceste dispariții înseamnă un efort de fantastic din partea colegilor mei de acolo, resurse umane, logistice alocate. Ați văzut și noastră, din varii motive au loc aceste dispariții. Cel mai important lucru este că nu devin victimele unor infracțiuni. Sunt, practic, plecări voluntare, inclusiv ale minorilor, inclusiv ale adulților, dar cel mai important lucru este că îi găsim și nu ajung victimele unor infracțiuni. În majoritatea cazurilor, trebuie decât să intre pe Facebook, adică o facem în închipuiți-vă că se folosesc tot felul de mijloace, metode, resurse pentru identificarea și localizarea acestor persoane.